cârjan să revină în România am împrumut la, la, la rapid. Eu cred că ar fi cea mai mare... Nu, niciodată n-aș sfătui pe un copil sau cineva care a avut șansa să, să plece în străinătate la echipe mari și să fie acolo indiferent, și se antrenează cu Arsenal. Se antrenează adică, cu arsenal indiferent la ce... cât de greu este pentru că nu joacă și jocul înseamnă foarte mult, competiția înseamnă da, foarte mult și pentru Și când ești tânăr, arzi, vrei să dar joci. Dar cred că trebuie să ai un pic de răbdare și șansele dacă ai continuitate în tot ceea ce faci, vor veni și pentru tine și vei avea șansa să, să poți să debutezi. Deci l-aș sfătui să, să rămână în Anglia. Eu l-aș sfătui să rămână în Anglia, l-aș sfătui să, să, se învârtă mai mult prin, prin, prin cercul acela de echipe unde să aibă într-adevăr mai multe jocuri în picioare, dar la un alt nivel.